Da. Chiar vreau să le întrebăm pe bebelușele noastre. Este vorba de Ioana și de Cristina, dacă ele își mai aduc aminte de filmul Star Trek. În Star Trek era unul care semăna cu Michu, era Data, el avea o față imobilă așa, și erau vreo două sau trei ofițerese care arătau exact ca fetele noastre. Pe cuvânt, credeți-mă, deci Data, engage. Mie mi-a plăcut melodia de la Dansul Bebelușelor, este o melodie reușită a grupului 3 Nord-Est, nu, Nord-Vest, de fapt, din America. Din America, da. Timbaland, Cutărica și Nelly Furtado, care face toată melodia, da. Pac, pac. Mă pricep că sunt DJ. Vreau să vi-l arăt pe domnul Michu Găinuș astăzi stilizat. Ia să vină bebelușele, ia să vedem. Colegele noastre, bebelușele noastre, astea mici, dar au crescut, frate. Deci cred că de la Cernobâl ceva radiații au fost, că nu se mai poate așa ceva să ai 1,85, 86, 87, de, nu, 1,80, 1,80 cu 1,75. Să nu discutăm despre chestia asta, vă rog frumos. Să revenim să vă spunem că la finalul acestei emisiuni să vedem câștigătorul de la Kiss Kiss, cel care pleacă acasă cu noul Ford Focus și cu 7100 de euro. O să vedeți pe cine este vorba. There's no reason why I shouldn't be with you. One, baby, don't you know I'm still waiting you. Two, there's no reason why I shouldn't be with you. Bravo, bravo! Bebelușele noastre, cele mai proaspete bebelușe din lume, doamnelor și domnilor, este vorba de... Era să zic Oana și Delia. Nu! Cristina și Iona! Acum să știți că avem o aspect de frunce. Momentul în care o să vedem ce de câștigători avem în ediția de astăzi. În copilărie, ca în copilărie, adică, în anii 70 cu ținutele astea. Da, mă, da, așa e frumos, așa puțin purta, retro. Bravo, știi, da. Cristina și eu. Foarte frumoase ținutele. Vreau să-i țin la curent pe fanii Cristinei, care sunt foarte interesați ce a făcut la bacalaureat, pentru că ea a început bacalaureatul. Chiar ce ai făcut la bacalaureatul? Hai să-ți spun. 10! Extraordinar! A început cu proba de limba română, unde i-a picat întrebarea foarte grea: cum dansează fetele de la Căpâlna și unde dansează ele? Răspunsul ei a fost de nota 10 la Căpâlna. Mulțumim foarte mult! Bravo! Bravo, Cristina! Bacalaureatul, observ, de la an la an este din ce în ce mai greu și garantat de Evanghelie. Da. Hai, mă, nu fi rău, felicită fata, m-a luat 10, mă! 10! Da, păi da, proba asta e așa...
Știi limba română? Da. Adică da. Felicitări. Corect. Bravo. 10. Mă rog, să revenim. Nu uitați să trimiteți chifteluțe de pe la tembelizoare, pentru că... Da, uite, să știi, a luat bacul la limba română, l-a luat și la educație fizică, nu știu ce probă mai aveți, ce mai lucru sunt, manual. Mai sunt câteva, mai sunt probe. Nu, este foarte greu bacalaureatul în ziua de astăzi, să știi. Greu. Hai că e greu, ce să zic, tu ai dat bacul la două materii. Bă, am dat. Două. Bă, am dat. Da, cinci. Bă, am dat. Cinci. Bă, m-am dat. N-ai dat, n-ai dat, n-ai dat, n-ai dat nimic. Am dat, că altfel cum m-ajungi de-a dat? Foarte curios cine e Tică Bombă ăsta, că ne-a stricat toată șmecheria pe aici. Tică Bombă. Ce ți s-a întâmplat? S-a mai întâmplat ceva? Ai mai pățit ceva? Nu ai mai pățit nimic. A apărut noua Dacie. Care? Dacia Duster sau Duster. Duster. Nu, Duster se citește în România, Duster în străinătate. După cum știi, primul automobil îi va fi livrat chiar președintelui nostru. Da? Da, Băsescu, pe bani, da? Pe persoană fizică, a spus. O să uite cu ce mașină a venit, nu știi că întotdeauna uite cu ce mașină vine și când pleacă și cum pleacă, pe câte... Nu, că am înțeles că i-au și montat chestia aia de frânează singură în caz că... Uită să pună frână, am înțeles. Și mai are cadranul ăla, deci pe lângă vitezometru și nu mai știu ce și nu știu ce, mai etilometru. Etilometru, am înțeles. Când pleacă sau nu pleacă, evident.